Se spune că fiecare om are între 10 și 40 de alunițe, iar unul din 10 indivizi prezintă câte o aluniță care își schimbă aspectul. Considerate adeseori un semn de frumusețe sau, dimpotrivă, o caracteristică neatrăgătoare, alunițele reprezintă unul dintre factorii principali de declanșare a cancerului de piele. Mai multe detalii ne oferă în minutele următoare doamna doctor primar dermatolog Simona Ianoși. Alunițele sunt numite și nervi nevocelulari în lumea noastră a dermatologilor. Cauzele apariției lor sunt de cele mai multe ori genetice. Practic, pacientul care are alunițe în general moștenește această aluniță inclusiv ca localizare, ca aspect, ca și culoare, unul dintre părinți. Alunițele nu au o cauză foarte clar lămurită, foarte bine documentată. Se pare că expunerea la soare în mod cronic, abuzivă, este una din cauzele care duce la înmulțirea acestor alunițe. Practic, noi trebuie să știm că pe lângă o moștenire genetică care uneori nu ne favorizează, o expunere haotică, neprotejată a pielii în sezonul excesiv de cald poate duce la înmulțirea acestor alunițe. De ce nu este bine să le rupem și ce se poate face în acest caz, în eventualitatea în care nu ne putem prezenta de urgență la medic? O aluniță nu trebuie traumatizată. Prin aceasta, noi dermatologii înțelegem că nu trebuie să o rupem, trebuie să avem mare grijă de ea, nu trebuie să îi smulgem firele de păr, nu trebuie să o irităm, nu trebuie să o expunem la soare. Deci, practic, o aluniță trebuie să rămână așa cum a fost ea și să o urmărim și să nu aibă un caracter evolutiv, deci să nu schimbe aspectul. În momentul în care, din greșeală, s-a rupt o aluniță, chiar dacă nu putem ajunge imediat la doctor, totuși, în intervalul următor, trebuie, este obligatoriu să ne facem un drum către un cabinet specializat de dermatologie, deoarece, în urma traumatismului, alunița poate evolua. Adică poate să se transforme într-un cancer de piele și cel mai ades lucru se întâmplă prin transformarea ei în melanomul malign, care este cea mai severă tumoră cutanată și este una dintre cele mai severe tumori ale organismului. Deci, atunci când am rupt o aluniță, chiar dacă nu ne putem prezenta la medic imediat, în zilele sau săptămânile următoare, cel mai târziu, trebuie să ne facem timp și să ne adresăm medicului dermatolog. Diversele culori ale alunițelor sunt un semn al bolilor pe care acestea le pot declanșa? Schimbarea culorii alunițelor poate arăta un semn de evolutivitate, adică un semn prin care acea aluniță a devenit activă și poate avea un prognostic nefavorabil. Într-adevăr, atunci când o aluniță își schimbă culoarea, nu mai este la fel cum o știam noi de ani de zile, este un semnal de alarmă pe care pacientul îl sesizează și atunci trebuie să se prezinte iarăși de urgență la medicul dermatolog. Cum deosebim alunițele cancerigene de cele normale? Este foarte greu ca pacientul să-și poată pune singur acest diagnostic, nici nu este recomandabil, pentru că fie greșește prin exces și atunci este foarte înspăimântat și foarte greu de lămurit că de fapt nu s-a întâmplat nimic acolo, fie greșește prin deficit și atunci zice s-a schimbat alunița, bun, ce se poate întâmpla, nu e mare lucru. Deci, din punctul nostru de vedere, al medicului dermatolog, nu recomandăm un autodiagnostic, ci recomandăm doar o prezentare de urgență la medicul dermatolog. Doar acest medic specializat reușește să stabilească dacă o aluniță este sau nu cu potențial cancerigen. Deci nu este important pentru un pacient să-și pună singur diagnosticul și să-și facă aceste să dea verdictul, pentru că acest lucru poate să-l conducă la erori și care să-i pună viața în pericol. Atunci când se prezintă la medicul dermatolog, acesta trebuie să-i facă o dermatoscopie, de cele mai multe ori nici ochiul dermatologului nu este suficient și atunci trebuie să apelăm la o tehnică mai avansată și anume aceea de a mări alunița de 100 de ori, astfel încât să-i vedem structura ei, să o vedem în profunzime și atunci când
ni se pare ceva în neregulă, acea aluniță trebuie excizată și trimisă la laboratorul de anatomie patologică, care este suveran și care prin microscopia optică, adică prin examenul la microscop, ne stabilește tipul de celulă, dacă există o modificare cancerigenă la nivelul celulei. Deci, practic, este o conduită care trebuie urmată și respectată cu sfințenie, astfel încât să nu greșim nici noi ca dermatologi și în niciun caz pacientul.